recording, dragii mei, și să închid în cealaltă parte. Bună ziua, bună ziua, dragii mei! Bine ați venit la ediția a patra a emisiunii On Business Mentor Weekly Show, care mi-au atras atenția colegii că spună BMW Show, BMW Show. Ok, astăzi o să fie emisiune interesantă. Astăzi o să povestim din nou despre idei prin care poți să-ți depășești barele de business și în special o să vorbim despre cum poți să îți găsești ideea de business. Și am un invitat special, așa cum v-am promis. Invitatul meu este o persoană cu care am mai avut un interviu pe Conversion Academy. Mi-a plăcut foarte mult omul. L-am invitat să participe alături de mine la întâlnirea de astăzi, așa că hai să-i dăm drumul și să-l aducem în scenă pe Cristi Ștefan. Cristi, hai să vedem dacă reușim să te vedem. Acceptă, apasă pe toate butoanele alea care spun acolo că trebuie să Gata, merge. accepti. Hei, salutare Cristi, bine ai venit la Business Mentor Weekly Show. Cum ești? Foarte bine, foarte bine. Abia aștept să discutăm. Și mi-am Ești pregătit gata să ne simtem un... bine? Da. M-am simțit tare bine Ok. cu tine în interviu și hai să vedem ce facem și astăzi. Păi, eu zic să facem treaba bună, să-i ajutăm pe oamenii care sunt aici alături de noi să-și depășească toate barierele legate de business, de începerea afacerilor, în special de afaceri online. Și oameni buni, dacă vă place ce spun eu sau Cristi, aveți acolo în colțul din dreapta jos niște mânuțe așa, puteți să aplaudați pe ele ca să vedem că vă place. Uite, cineva aplaudă acolo. Wow, mersi, mersi de aplauze. Puteți să aplaudați, hai să ne simțim bine. Este ultima ediție de Business Mentor Weekly Show de anul ăsta. Am apăsat butonul de record de data asta, deci mie mi-apare aici în stânga că is recording. Deci sper să fim ok, nu ca săptămâna trecută în care eram leșina de somn pentru că Puștiulică nu vrea să doarmă miercuri noaptea. Și dacă Puștiulică nu doarme, nimeni nu doarme, așa că eu eram bătut de somn, de fapt era joi. Și vinerea a fost terminat și am uitat și să apăs pe buton. Bun. Hai să vorbim un pic despre idee, despre ideea de afaceri. Toată lumea vrea să înceapă afaceri online și multă lume se gândește la o investiție enormă, milioane de euro pe care trebuie să-i bagi, mii de euro și așa mai departe. Și uită un lucru din punctul meu de vedere. Și Cristi, oricând simți nevoia să intervii, să te bagi peste mine, să spui ceva, spune-mi. Multă lume se concentrează pe câți bani are nevoie ca să înceapă afaceri online și, într-adevăr, e un element important. Trebuie să ai o sumă de bani, că nu poți începe cu 0-0. Și uită să se gândească, în primul rând, ce place să facă, pentru că orice afacere, dacă ajungi să o faci și nu-ți mai place și o faci doar pentru bani, din punctul meu de vedere, ajungi la un moment dat să ți se acrească și să zici că te duci la scârbiciu, nu te duci la muncă, te duci la scârbici. Și ăla e, cred că, momentul în care ar trebui să te gândești serios, bă, mai fac scârbiciul ăsta sau fac și altceva, că o să-ți iasă herpes la un moment dat, te saturi de scârbici. Și doi, pentru cine vrei să faci afacerea aia? Pentru că, ok, mișto, spuneam și săptămâna trecută, cei care ați fost, m-ați auzit, cei care nu ați fost, o să repet ideea. Multă lume se înghesuie să facă afaceri care îi se pare că sunt interesante, gen, hai să mai facem o cafenea pe centrul Clujului sau în București, probabil același Da, lucru, da. o explozie de cafenele. Și multă lume face chestia asta de dragul de a face niște bani, ci probabil o vreme face bani, până când sunt atât de multe cafenele încât nu mai face nimeni bani cu adevărat. Și la un moment dat se și închid, ăsta e motivul pentru care unele s-au și închis și se și închid. Și ajung să nu le mai placă ceea ce fac. Așa că, oameni buni, părerea mea este să căutați o chestie care vă place să o faceți în momentul în care vreți să începeți ceva online. Și aici mă refer și la cei care au deja un business. Poți să ai un business în momentul de față care să te susțină să începi ceva din pasiune. Nu mă refer la un hobby pe care să-l transformi în job, pentru că atunci nu o să mai devină hobby, ci la ceva ca la care tu să fii bun, care să te pasioneze și din care să poți să crești un business. Ce părere ai, Super. Cristi? Zici foarte bine și cred că trebuie să ne legăm și de ce e părerea mea că e indicat să începi o afacere pe internet versus o afacere gen cafenea. În primul Da. rând, treaba asta cu internetul e ceva incredibil. E incredibil pentru mine care am o vârstă destul de mică, da? Incredibil pentru oameni care au de două ori vârsta mea sau de trei ori, și de trei ori pot să eu, și de trei ori vârsta mea. Internetul ăsta ne ajută să ne adresăm persoanelor care nu sunt în aceeași locație cu noi și putem să vindem și să oferim valoare unor oameni care sunt la mii de kilometri distanță și o piață în sine.
Și în plus de asta, costurile sunt mult mai mici pe internet, sau pot să fie mult mai mici pe internet, de început cel puțin, decât într-o afacere clasică, unde ai multe, multe alte elemente. Apropo de asta, o chestie când vorbim de afaceri pe internet, un lucru foarte important. Știți de ce Estonia, de exemplu, este una din țările extrem de dezvoltate pe piața de online? Și aici nu mă refer la magazine online, ci mă refer la piața de online, la aplicații, la software as a service care merg foarte bine în online, la diverse servicii online, deci afaceri online. Estonia este extrem de dezvoltată la nivelul ăsta pentru că au o piață locală extrem de mică și au pornit de la început, când și-au pornit afacerile, gândindu-se la nivel global. Eu vreau o afacere, mă gândesc la toată lumea ca și piața mea. Și noi cred că, într-un fel, în România suntem, avem blestemul ăsta, între ghilimele, a unei piețe care e suficient de mare ca să pară atractivă, să te gândești, bă, fac ceva pentru România și atâta. Dar ce se întâmplă? Pierdem din vedere faptul că în momentul în care, dacă știi o limbă de circulație internațională, poți să faci ceva online și clienții tăi pot să fie de oriunde din lume. Și când spun asta, să dau un exemplu personal, da? Eu când am început să învăț pe oameni cum să vândă online, cum să-și crească conversiile de pe site-ul lor, cum să obțină mai mulți clienți din vizitatorii care intrau pe site, vreau să zic că m-au contactat oameni, adică două chestii vreau să zic. Odată, am reușit să aduc ca și cursanți la cursurile mele oameni din Germania, din Olanda, din state, din Elveția și așa mai departe. Și astea erau cursuri în română. Și în plus, pe măsură ce au început oamenii să vorbească, am fost contactat de oameni din Dubai cu care am făcut consultanță, oameni din Marea Britanie cu care am făcut consultanță, unul la unul în cazul ăsta, oameni din state și așa mai departe. Dovadă clară că în momentul în care faci ceva ce îți place, le dai valoare oamenilor, piața ta nu mai este piața locală. România. România e o piață măricică, dar în același timp s-ar putea ca pe o nișă pe care vrei tu să începi să nu fie suficient de mare. Și atunci e foarte important de la început să pornești cu ideea, bă, eu vreau să-mi fac o afacere online, știu că merge, pentru că sunt exemple de oameni care au succes. Uite, mă uit la Ciprian și treaba merge, se vede că lucrurile funcționează, face lucruri faine, vreau să fac și eu la fel, pe nișa mea, care poate fi orice, dar nu mă mai blochez la România. Mă gândesc la toată lumea. Da. Știi? Și cum ziceam și cu tine, Cristi, într-un interviu, multă lume când se gândește la făcut ceva, se sperie de ideea că, da bun, dar eu nu mă pricep la ceva, nu sunt atât de special încât să găsesc oameni care să mă plătească pentru ceea ce știu eu. Știi? Da. Și aici eu cred că îmi fac greșeala, dacă îmi permis să spun, da, că se gândesc foarte mult la ei și nu la ceilalți. Și toate blocajele vin în momentul în care te gândești la tine. Adică în momentul în care zici, nu sunt destul de bun, eu. Adică nu știu să fac asta, eu. Nu o să mă plătească nimeni pe mine, eu. Dar în momentul în care zici, vreau să ofer ceva de valoare oamenilor, vreau să-i ajut într-un fel, vreau să le ofer un serviciu care să-i ajute, deja pui pe ei și scap de toate blocajele astea. Și oamenii să fie conștienți în momentul în care au blocajele astea, să vadă dacă nu cumva vin de la faptul că se concentrează mult prea mult pe persoana lor și nu pe ceilalți. Așa e. O afacere așa este, înseamnă, da, să te pui în serviciu oamenilor și să le oferi valoare prin absolut orice. Apple oferă valoare prin telefoanele astea, nu știu, tipii ăștia de la Blab sau cine ori fi, oferă valoare prin sistemul ăsta. Adică se pun în serviciu oamenilor. Nu există servicii de succes care nu oferă valoare nimănui. Exact. Exact, exact. Și chiar dacă și o chestie foarte interesantă, iarăși, apropo de nișa ta de piață. Există, și multă lume se gândește, ok, vreau să fac o afacere pe care nu a mai făcut-o nimeni în lumea asta. Vreau să fac ceva care nu mai găsești nicăieri în univers, în planeta asta. Și stai, bă frate, stai un pic, dacă nu a mai făcut-o nimeni niciodată, s-ar putea să nu fie cerere pentru ceea ce vrei tu să faci. Da. Știi? Adică, ok, ni se pare, și eu am căzut în capcana asta și probabil mulți dintre cei care ne ascultă aici și pe care îndemn încă o dată să aplaude dacă le place sau să dea share pe Facebook, pe unde vor ei, ca să vină și mai multă lume să ne vadă. Așa, dă-i un share, așa. Uite, pe Twitter, cum Casa Parfumurilor ne dă share tot timpul.
Multă lume se... Stai să revin ideea, uite că m-am făcut paranteze prea lungi. Ziceam că vreau să am o afacere pe care nu mai are nimeni. Însă asta e un mare dezavantaj. În momentul în care nimeni, nicăieri, n-a mai făcut afacerea asta sau n-a mai mers pe nișa asta sau pe ideea asta, ție va fi foarte greu să vezi ce vor clienții de pe nișa respectivă. Îți va fi foarte greu să vezi ce alte produse sunt, astfel încât tu să-ți găsești produsul tău care să fie mai bun decât ele. Asta simt eu. Deci după mine, în momentul în care vrei să faci ceva, e important să existe concurență. Iar în online e foarte ușor de văzut câtă concurență este. Faci un research, mai ales dacă vorbim de piața globală, faci un research și vezi exact câtă concurență este. Și să faci ceva astfel încât să fii tu mai bun decât concurența ta. Da, da. Sau să privești cum am făcut eu când am început cu site-ul. Mi-am luat toată concurența asta între ghilimele și am zis să nu-i cine-i concurența mea. Și mi-am făcut o listă cu toți oamenii aceștia și i-am contactat. Și am zis, uite, îmi place site-ul tău, nu știu ce, vreau și eu să încep pe zona asta, hai să ne împrietenim. Și din 50 de oameni, 30 de oameni câți erau, am reușit să mă împrietenesc cu 10 oameni, 15 oameni, okay. Ceva de genul. Și okay. Asta datorează, pentru că a pornit, am scris la un moment dat un articol și am rugat pe toți să dea share și de acolo a pornit toată nebunia. Dacă nu îi știam, n-avea cine să-mi dea share și să mă ajute în sensul ăsta. Apropo de chestia asta, de împrietenire, cum ai făcut? Pur și simplu, spune-ne concret, hai că-s curios. Am luat, că multă lume multă lume se gândește, ok, ca să încep ceva, ca să-mi popularizez site-ul, am nevoie să dau o grămadă de bani pe reclame, pe reclame în general, sau dacă vreau să altcineva să-mi dea share, care e un influencer, persoană care e cunoscută într-o nișă unde vreau și eu să intru, poate nu neapărat să fie concurentul meu direct, sau să nu vreau să-l concurez direct, dar să se adreseze aceleași piețe pe care aș putea să o ating și eu cu ceva complementar. Multă lume se gândește, bă, am nevoie de o căruță de bani. Cum ai făcut tu? Hai că-s curios. Păi, mi-am luat o listă. Eu am zis, băi, pe ce vreau? Vreau să-mi fac un site de nișă pe dezvoltare personală, în special mă pasiona la momentul respectiv productivitate, obiceiuri sănătoase, care încă mă pasionează și cam în zona respectivă. Am căutat toți oamenii, am făcut listă cu ei, cu site-urile lor, i-am căutat pe Facebook și pur și simplu le-am dat mesaj. Și le-am zis, salut, uite, citesc site-ul și n-am mințit că citeam site-urile respective, unele nu le citeam și am zis, uite, mi se pare site-ul tău interesant, adică mi-am păstrat sinceritatea, n-am zis că citesc site-ul, dar nu le citeam site-ul și le-am zis, uite, ajută-mă și pe mine, te rog frumos cu un sfat, cum aș putea să ajung la fel de bun ca tine, să ajung la atât de mulți oameni și oamenii mi-au răspuns, nu toți, însă au răspuns și am primit la informații cum să scriu titlurile, cum să fac, nu știu, când... Și le mulțumesc pe această cale oamenilor respectiv, că e și meritul lor că sunt astăzi ei, să spunem. O chestie foarte importantă, apropo de ce ai zis tu, că așa am făcut și eu. Eu am mers un pic mai departe și, de exemplu, m-am uitat pe site-urile celor cu care vroiam să intru într-o relație, nu ne cunoșteam, dar am făcut primul pas și am căutat să văd dacă aș putea să-i ajut cu o idee, cu un sfat, eu din prima. Da? Adică, uite, am găsit chestia asta pe site-ul tău, mi se pare interesant, dar cred că ți-ar ajuta dacă ai face nu știu ce pe site. Ok. După care, evident, am încercat să-i ajut pe ei să-și atingă scopul. Pentru că, de exemplu, știu că oamenii în momentul în care au un site și sunt influencer într-o anumită nișă, scopul lor este să își țină tribul pe care și l-au construit, oamenii care urmăresc aproape, să le dea lor valoare în primul. Și atunci m-am gândit cum aș putea să le dau valoare celor care îi urmăresc pe ei, cu care vreau eu să mă împrietenesc, cum aș putea să le dau valoare, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Influencerul să fie mulțumit că bă, cineva a muncit pentru oamenii mei, a muncit practic în locul meu, pentru mine, pentru oamenii la care eu le dau oricum informație bună, cei care urmăresc pe el să fie mulțumiți și în felul ăsta să se facă un transfer de încredere. N-am plătit niciodată pe cineva să-mi publice un articol pe site. Mi se pare într-un fel aiurea, dacă eu vreau să dau valoare și omul este corect și spune că el vrea să-și ajute urmăritorii, atunci ar trebui să meargă abordarea asta. Și trei, într-adevăr trebuie să... Dacă zici că urmărești site-ul, trebuie să le urmărești site-ul, că altfel o să-ți pun o întrebare și o să rămâi așa, nu știu exact despre ce vorba. Și patru, o chestie foarte importantă.
dacă aveți o idee de afaceri, ați găsit o listă de influenceri cu care vreți să lucrați, da? Cu care vreți să stabiliți relații ca să intrați în legătură, să vă împrieteniți. În momentul în care omul vă dă un sfat și cereți un sfat, uite, cum ar fi să fac asta? Și el își ia din timpul lui 10-15 secunde, un minut și zice, băi, eu îți recomand să faci, uite, astea două, trei modificări, cred că te-ar ajuta. Fă-le! Fă-le! Indiferent că îți place sau nu, dacă omul zice, tu vrei să ajungi la el și îl zice, fă modificările astea că o să te ajute, și a rupt din timpul lui, a investit din timpul lui în tine, fă minimul efort și aplică-le, pentru că altfel a doua oară nu o să-ți mai dea niciodată niciun sfat. Mai mult decât atât, o să creadă că, bă, dar mi-am pierdut timpul cu tine. Adică eu te ajut cu 2-3 idei și tu îți bași picioarele în timpul meu. Not very nice. Uh-huh. Și încep relația cu stângul. Ce ai să mai zic o chestie semi-amuzantă, așa? Oamenii mai îmi dau mesaje și mă întreabă, uite, articolul ăsta cum se pare? Vreau să încep și eu un blog și eu le zic de fiecare dată așa, dăm mesaj peste o săptămână, marți, la ora nu știu care, că acum n-am timp. Și mulți nu revin. Și mă gândesc că ea care nu revin nu sunt serioși și nu vor de fapt o părere sau zic că n-a vrut ăsta să mă ajute, nu știu ce, dar sunt unii care revin. Și aia care revin le ofer valoare și le primesc și răspuns. Da, da. Să știi că păzești și eu chestia asta. Multă lume îmi scrie. Am deja 12.000 de abonați, foarte multe mail-uri pe care le primesc și sunt unii la care le răspund. Încerc să răspund la toate. Nu pot să răspund imediat. Da. Este un delay întotdeauna într-un moment în care ei îmi scriu și în momentul în care reușesc să răspund. Pentru că așa e viața. Sunt un singur om, mă ajută și colegii cu o parte din e-mail, dar multe sunt personale și atunci trebuie să le răspund eu direct. Și sunt unii la care le răspund și nu mai îmi răspund înapoi. Și stau să mă gândesc, bă, pentru ce a stat eu 5 minute să mă gândesc la un răspuns care să te ajute? Nu puteam să dau delete la mail? Dar n-am vrut să fac asta. Cum rămâne el în mintea mea cu o impresie? Da. Că e un om serios? Sau că încearcă să, așa, să pescuiască, să cerșească atenție? Ok, ia, mai trimit un mail ăla, nu aplic nimica, nu zic nimica. Mi-e place să ajut pe oameni. Uite, apropo ce zice Casa Parfumului aici, pentru cine este la început de drumul online, meritul de consultanță cu Ciprian nu costă mult și salvează foarte mulți bani. Mersi, Casa Parfumurilor, cred că știu cine ești aici, chiar dacă ai un nume de cod. Da, și cum zice Viotop Turism, eu mi-am făcut datoria și ai răspuns. Da, așa e, am răspuns, dar gândește-te că tot ceea ce facem are și un cost de oportunitate. Adică dacă eu investesc 5 minute să răspund unei persoane care nu răspunde înapoi, care nu aplică, dezavantajez o altă persoană la care poate n-apuc să-i răspund în timp util, și care poate ar aplica. Tot timpul trebuie să pun în balanță chestia asta, știi? Uh-huh. Așa că aș prefera că în momentul în care cineva scrie și îți cere un sfat, să fie acolo, să răspundă la mail-uri, pentru că altfel nu-i mai dai ideea. Ok, Andreea, mersi. Are dreptate, Andreea, dar să mai spun o chestie. Da. Ce mă enervează pe mine și a început să mă enervez din ce în ce mai puțin, momentul în care și e ca un tip așa pentru oameni când vor să abordeze și să afle ceva de la influencer sau așa mai departe, să împrietenească, să nu le zică salut și să aștepte 2 zile sau ce faci și să aștepte 5 zile până răspunde. Și să spună scurt și la obiect ideea, pentru că oamenii ăștia care n-au foarte mult timp liber așa și stau pe Facebook și chiar muncesc și fac lucruri, vor scurt și la obiect întrebarea, nu mai vor salut, ce faci, ce frumos este astăzi afară, a, știi, pot să te întreb o întrebare, dar nu te sper dacă te întreb. Și să o lungească atât de mult, că pe mine mă enervează chestia asta. Spune direct scurt și la obiect. Exact, nu-i pierde timpul nici al omului, nici al tău. Ok, hai să revenim la tema emisiunii, că zice bine Andreea, mersi Andreea de observație, și Viotop Turism, cum putem să căutăm o nișă pentru afacere nouă pe online. Și apropo, oameni buni, în dreapta, aici, puneți întrebările. Puteți să puneți și pe pagină, să le mai văd și eu din când în când aici, ca să le răspundem, pentru că mai avem încă 11 minute. Dar puteți să le puneți și în dreapta. Bun. Cum cauți o nișă pentru afacere nouă pe online? O să găsiți online o tonă de idei despre cum să faci research pe o nișă, cum să verifici cuvinte cheie și așa mai departe, care în sine sunt bune, dar mi se pare că sunt un pic sofisticate. Pentru cineva care e la început de drum, părerea mea este că ar trebui să pornească de la un lucru la care el se pricepe. Un lucru pe care pe el îl interesează și un lucru pe care crede că l-ar putea să, adică să încerce să-și internalizeze mentalitatea că ar putea să fie
să transfere din know-how-ul lui altor oameni care ar putea fi interesați de subiect. Ok? Și atunci metoda pe care o recomand, de fapt sunt două metode pe care le recomand. Am avut și un webinar pe tema asta și cred că o să mai fac pentru că e interesant și multă lume a apreciat metoda. În primul rând te poți uita la tine, metoda introspecției, și te gândești care sunt lucrurile care știu eu bine să le fac, mai bine decât alții și fără niciun fel de efort. Și sunt anumite lucruri pe care unii oameni le fac fără niciun fel de efort. De exemplu, unii știu să scrie foarte frumos, da? Sunt talentați la caligrafie. Și ai putea să zici, bine, dar ce mare lucru ăsta? E bine, dacă ție îți place caligrafia și îți place să scrii frumos, cu siguranță în lumea asta largă sunt câteva mii sau zeci de mii de alți fanatici ai caligrafiei care ar putea să aprecieze și chiar să te plătească pentru ceea ce știi tu să faci, dacă îi înveți. Sau, apropo de biotop, că în zona de turism, să zicem că tu te pricepi să organizezi, excursii în zone din astea mai trăznite. Da? Fie să faci excursii trăznite și tot timpul i-ai organizat pe prietenii tăi și v-ați dus și a fost super mișto, fie îți place să organizezi excursii exotice. Da? Bun, ar putea fi un talent. Ai putea să beneficiezi de pe chestia asta și să înveți pe oameni ori să le vinzi direct serviciu să le organizezi și atunci e un tip de afacere, ori să le vinzi un know-how cum să-și organizeze ei singuri. Da? Deci ambele. Deci poți să mergi fie pe ideea de servicii în care îți vinzi timpul tău sub formă de produse, da? Fie pe ideea de a avea produse de know-how, de cursuri, coaching și mai departe. Da? Cele mai bune idei de business online. Uh-huh. Și uite că întreba Vio. Vio tot. Așa. Cum să căutăm o nișă? Eu înainte să mă gândesc la absolut toate chestiile astea, nișă, business plan, nu știu ce, return on investment și alte chestii, m-am gândit să-mi transform ideea în afacere și după aia să văd eu cumva. Poate e greșit, poate e corect, dar consider că acțiunea îți aduce și Tony Robbins, cred că e asta, acțiunea îți aduce claritate. Și în momentul în care acționezi, vezi tu pe ce nișe vrei să te pui, vezi tu ce return on investment ai, vezi tu ce marketing vrei să faci și alte chestii. Păi uite, hai să-ți dau un exemplu. De exemplu, dacă organizezi excursii exotice, da? Ca să intrăm un pic mai în detaliu despre cum ar trebui să fie mindset. Ești bun la organizarea de excursii exotice. Și ai putea să zici că te oprești aici, dar mergi mai departe puțin. Pentru cine? Cine ar putea să fie clientul tău ideal? Că nu toată lumea. Ok, să zicem că o excursie de asta exotică costă de la 2000 de euro în sus. Bun. Deja încep să-ți restrângi piața potențială. Dar oameni care au de dat 2000-3000 de euro pentru o excursie exotică, da? Bun. Cine ar putea fi oamenii ăștia? Și deja îți stabilești. Ok, ar putea fi corporatiști, ar putea fi familiști, să zicem, care vor să facă, dar îți stabilești cam nișele. Pentru că în funcție de segmentele pe care ți le stabilești, o să știi cum să discuți cu fiecare segment în parte. Ok. După care te gândești de ce ar face asta sau cum îi ajută ceea ce știi tu ca să-și atingă un obiectiv sau o dorință. De exemplu, zicem că, domnule, eu vând excursii exotice la corporatiști stresați, care lucrează 12 ore pe zi, lucrează nopțile, lucrează în weekenduri și au nevoie să meargă după sistemul work hard, play hard. Adică muncești de te rupi și în momentul în care știi că ții un concediu, păi vrei să o faci lată. Perfect. Cu cine vreau? Cine poate să-mi facă ceva? Cine poate să-mi promite că în momentul în care mă duc în concediu, sigur îmi încarc bateriile și când mă întorc înapoi, rup munții din nou? Biotop Travel, nu? De exemplu. Biotop Travel, there you go. E nișa ta? Păi nișa pe care poți să o bați. Pentru că altfel dacă te bați pe excursii generaliste, nu, excursii la mare, excursii la munte, excursii la schi sau pe nu știu unde, cu toți, toată lumea vinde același lucru, e foarte greu să te diferențiezi. O să nu să te bați pe preț. Uite, sejur în Afganistan la relaxare. Ar putea fi o idee, depinde în ce zonă. În zona unde mai sunt americani sau în zona unde au plecat. Da. Poate fi foarte exotic, da? Și s-ar putea să găsești răzniți care să vrea și chestia asta. În toată lumea, zic. Da? Da, mă rog, asta e ca una dintre greșelile pe care și eu le-am făcut și poate le-am conștientizat destul de târziu, a fost că m-am axat pe absolut tot. Eu vreau să fac și despre asta, și despre asta, și despre asta, dar lumea poate mă știa, nu mă știa că fac ceva concret, cum tu faci ceva concret. Și după aia am zis, uite, îmi place tare mult chestia cu obiceiul și am început să fac lucrul ăsta. Deci la un moment dat e bine să restrângi și să devii specialist, expert, da, cum spui și tu, în zona, într-o zonă și să fii o autoritate în domeniu pe zona respectivă. Da, și lucrul ăsta poți să devii autoritate, poți să devii expert pas cu pas.
Niciun lucru, și asta ca și o chestie care o recomand tuturor, iarăși ca și mentalitate, nu se construiește peste noapte. Niciun business nu poți să-l construiești peste noapte. Există unicorni, așa cum li se zice în Silicon Valley, unele business-uri care au explodat peste noapte. Dar aia sunt unicorni, adică știți, cai care au un corn în față, un unicorn. O bune, dacă alegi după unicorni, s-ar putea să prinzi broscuțe râioase. N-ai cum să te aștepți, ok, am făcut două, trei chestii, am ridicat și un site, am pus un site sus, am pus 10 lei în Google, pac, de mâine am afacere. Nu, frate, trebuie să lucrezi pentru ea, pe bune. Adică eu, ca să am ce am acum, oamenii care mă urmăresc, ca să vă conving pe voi, 619 oameni cât sunteți acum și vă uitați la discuția asta, n-a fost peste noapte, am muncit. Am dat valoare, am oferit informații multe, gratuite, am ascultat ce-mi zic oamenii, am aplicat ceea ce mi-au zis, pentru că altfel nu se poate. Deci pornim de la mentalitatea, vrei afaceri online, gândește că va trebui să muncești. Ok, să revin, Cristi, că mi-am amintit ce ziceam. Prima metodă ar fi metoda introspecției, te gândești la ce ești tu bun. Și a doua metodă foarte interesantă este metoda întreabă-ți prietenii. Deci exact ca la emisiunea lui Virgil Ianțu, întreabă-ți prietenii. Deci poți să-ți iei 10 prieteni care te cunosc și să le dai un e-mail și să-i întrebi, bă, fraților, uite, fac eu un proiect, am un proiect. Și spuneți-mi, vă rog, care sunt trei lucruri care credeți că mă caracterizează pe mine? La ce anume sunt bun eu? Și nu le spune mai multe. Adică nu le zi, mă pricep la aia și la aia sau la aia, sau nu le zi ce ai alege dintre astea cinci. Și lasă pur și simplu să zică ei. O să vezi ce răspunsuri primești. Am observat că în momentul în care, cum spui și tu, eu formulez întrebarea spre oameni, cum aș putea să vă ajut, da? Și exact. Spun, păi vreau, sau pe ce ai vrea să te dezvolți? Și ei spun, creșterea încrederii, nu știu ce. Și alea sunt lucruri, de fapt, nu pe care ei le vor generali să le învețe, pentru că dacă tu îi întrebi, o să zică altceva, ci ei văd în mine că sunt bun la lucrurile respective. Dacă tu exact îi ce vrei să așa, te spune altceva decât îmi spune mie. Da, deci nu întreba ce vrei să cumperi. Da. Și cum crezi că aș putea eu să te ajut? Din ce mă știi tu pe mine, care sunt lucrurile care simți că la care simți că sunt bun? Și ascultă cu atenție și vezi ce zice lumea. Și deja poți să stabilești 10-20 de idei care pot fi fiecare din ele un potențial business. 10-20 de idei pe care pasul următor este să le testezi. Adică să vezi, bă, aș avea potențial clienți pentru asta sau nu? Știi? Despre asta e vorba. Ți-ai găsit ideea? Și încă o chestie, apropo de asta, că nu sunt bun la prea multe, ziceam noi în interviu, Cristi, dacă ți-amintești, cu scara expertizei. Că multă lume zice, sunt mulți care sunt mai buni decât mine pe organizarea de excursii sau pe caligrafie. Și cineva comenta la un moment dat că la caligrafie chiar funcționează afacerea. Tot timpul o să fie unii mai buni decât tine. Dar tot timpul o să fie și alții care sunt mai puțin buni decât tine și care o să vrea să învețe de la tine. N-ai cum altfel. Așa că poziționează-te, gândește la tot knowledge-ul și toată nișa pe care vrei să intri ca o scară. Trebuie să văd dacă o fac așa, dacă o desenez așa cum se vede pe ecran. Ca o scară în care tu ești undeva la mijlocul scării, să zicem. Deasupra ta sunt oameni care sunt mult mai buni decât tine pe domeniul ăla. De aia n-o să fie niciodată clienții tăi. Și sub tine, pe scară, încercând să te urmeze, să facă și ei pas cu pas în sus, sunt alți oameni care sunt potențialii tăi clienți. La ei trebuie să te gândești. Lor le poți oferi valoare prin ceea ce știi. Nu celor care sunt mai sus decât tine. Pentru că cei care sunt mai sus decât tine, în mod normal, știu informațiile pe care tu le știi și pe care vrei să le oferi. Dar cei care sunt sub tine, ei o să se bucure enorm de fiecare dată când primesc ceva informație de la tine. Super. Hai să vedem câteva întrebări, că mai sunt câteva minute. Ok. Am și o rugăminte. Vreau să... Da, una foarte importantă. Vreau să trec de 1000 de aplauze acolo. Mai apăsați și mie. A, ce ciudă că am trecut de 1000. Gata, am trecut. Acum nu lăsa să mă întreacă. Aplaudați? Așa, hai să facem un mic concurs. Da, genial. Bun. Da, asta chiar mișto. Deci aud un zgomot de aplauze extraordinar. Nu mai mi-aud gândurile. Da, bun. Da, mișto. Bun, uite, încep discuții. Casa Foca întreabă. Ce șantion de oameni, fie prieteni, folosești să alegi ideile astea? 1, 5, 10, iei doar ideile lor comune și te aștepți să fii mai bun decât ale tale, tu cunoscându-te cel mai bine din start? Casa Foca, aici, ultima întrebare care ai pus-o, cred că este o mare greșeală.
Cred că, și la zic asta la modul cel mai sincer, noi ne cunoaștem câteodată cel mai puțin. Și de multe ori sunt oameni, prietenii noștri, care ne cunosc mai bine decât ne cunoaștem noi. Tare, știi? Tare. Pentru că tu ai o impresie foarte bună despre tine. Băi, eu sunt foarte tare la chestia asta. Pot să fac și lucrul ăsta. Avem tendința, fiind optimiști, să ne supraapreciem anumite lucruri. Să ne supraestimăm, pardon, anumite lucruri. Și riscăm în felul ăsta să nu vedem, să nu ne vedem cu adevărat, știi? Ne uităm în oglindă, vedem ceea ce vrem să vedem de fiecare dată. Gândește-te, apropo de metafora cu oglinda, gândește-te de câte ori ai văzut o persoană care te-ai întâlnit la un eveniment cu ea, sau nici măcar nu te-ai întâlnit, ai văzut-o de departe și ți-e prea, mamă, ce rău arată omul ăsta, mamă, cum putu să iasă așa din casă? Gândește că omul ăla, în momentul în care s-a uitat în oglindă, s-a părut că arată perfect. Dar probabil ție nu ți se pare. Felul în care el s-a analizat pe el, poate că este total altfel decât felul în care îl vede lumea. Nu înseamnă că s-a îmbrăcat cu adevărat urât sau că arăta ca naiba. Dar impresia pe care ai avut-o tu a fost că, bă, ăsta nu știe să se îmbrace, ce-i cu el? Sau ce-i cu freza aia trăznită? Sau, știi? Nu suntem buni la autoanaliză. Și de-aia e foarte important să încerci să asculți ce zic alți oameni care nu vor să te perieze. Oameni care sunt prietenii tăi și, bă, prietene, zi tu care mă știi de 10 ani, de 15 ani, la ce-s bun eu? Pentru că eu cred că-s bun la anumite chestii și el zice, mie mi se pare că ești bun la astea trei lucruri. Și s-ar putea să stai să te gândești, nici m-am gândit la chestia asta, că mie mi se pare ceva normal să fac lucrul ăla. Știi? Deci nu te baza numai pe autoanaliza ta. Fă-ți 10 idei din autoanaliza ta și mai cere 10 idei de la prietenii tăi. Să vezi tu când le pui cap la cap ce idei-s bune. Ce zice aici, sau apelează un psihoterapeut, zice Tisprina, fac treaba bună în divizia astea. Eu chemăm un psihoterapeut la emisiunea următoare. Hai să mai vedem întrebări, nu mai avem timp de întrebări. Da. Uh-huh. Și zice să ne adresăm piaței de bunuri. Acolo întreb tot prietenii ce să vinzi pe piața de bunuri. Pe piața de bunuri cred că poți testa și e foarte important să testezi. Și anume, știu povestea unui tip, nu mai știu unde am citit-o, ca să-ți dau o poveste. Un tip care a fost în Norvegia și a cumpărat niște tricouri. Interesante, mișto, cu un design foarte, foarte șmecherie. Și New York, s-a dus în New York și le purta. Lui îi plăceau, l-a luat pentru el. Și îl oprea lumea pe stradă și zicea, unde e tricoul ăsta? Păi l-a luat din Norvegia și nu se găsește și la noi. Nu, na, omul mergea mai departe. Și după 5, 6, 10 întâlniri cu nebuni din ăștia care, bă, stat omul și s-a gândit, bă, da, prea multă lume mă întreabă de tricourile astea, ia să văd dacă aș putea să le vând. Înțelegi? Și a cumpărat câteva zeci de bucăți și a făcut un website, apropo de afaceri online, și a făcut o mică reclamă, în cazul ăsta, de test, da, adică pus, nu știu, 50-100 de dolari, a făcut o reclamă încercând să țintească oamenii așa cum își amintea că sunt cei care l-au oprit pe stradă. Da? Deci s-a gândit, ok, ce fel de oameni m-au oprit pe stradă? Păi cam genul ăsta de oameni, cam asta ar trebui să le placă. Deci a încercat un pic să-și filtreze, să-și facă un profil al unui potențial client ideal. Deci tot e foarte empiric, e la încercare. Dar nu la modul general, ci pe o anumită nișă. Și a făcut reclama asta. Și în momentul în care a dat drumul la reclamă, i-au venit vizite pe pagina pe care o făcuse, în care vindea pur și simplu tricou. Făcea poză cu el cu tricou, ăsta e tricou la moza în Norvegia, te ajută să fii nu știu ce, atragi gagicile, în fine, nu știu exact ce idee avea el. A venit lumea și a apăsat pe butonul buy now, buy now, buy now, știi? Și a zis, bă, am un business, hai să fac un business. Și a început să importe mai multe, mai multe și a crescut dintr-o idee, care, în cazul ăsta, nici măcar nu cumva... Nici măcar nu a avut-o el. Pur și simplu, a avut o idee, a cumpărat un tricou. Ideea a venit ulterior, de la piață. Deci el niciodată nu s-ar fi gândit că, bă, dacă aduc tricourile astea în state, o să fac urma de bani. Nu. Piața i-a spus, mă interesează tricoul tău, știi? Da. De asta e bine să începi și după ce ai început cu o idee care, bineînțeles, e validată de ceva oameni, să vezi și ce mai vrea lumea de la tine. Cum poți să te extinzi, ce poți să faci. Dar ideea e să începi. Ideile sunt mișto, dar toată lumea le are. Ideea e să începi. Deci, ca să închei cu o idee pe tot ce povestim aici. O idee pentru prima ta idee de afaceri online sau pentru următoarea ta idee de afaceri online, că sunt unii care au deja afaceri. Pasul 1. Găsește-ți cele 20 de idei de afaceri online. Cum? Întreabă-te pe tine, ia-le și scrie-le pe o hârtie,
și doi întreabă pe alții. Dar fără să le spui de ce. Nu le spune că, bă, vreau să încep o afacere, zi-mi ce să încep, că atunci o iau razna oamenii. Și începe să testezi ideea ta. După ce ți-ai stabilit 20 de idei de afacere, gândește-te puțin pentru cine ar putea beneficia din fiecare și sunt suficient de mulți oameni care ar putea să beneficieze de asta. Dacă răspunsul e da, și aici evident vorbim ca și principii, dar nu am o cifră să zic 10, să fie sau 25 sau 400. Încearcă să-ți testezi ideea. Așteaptă-te, apropo ce zice Andrei aici, așteaptă-te ca unele idei să nu meargă. Așteaptă-te să ai un eșec. Așteaptă-te ca din 20 de idei, 15 să zicem, să nu fie validate de piață. De oameni la care tu ai vrea să le vinzi ceva, pur și simplu zic că nu ne interesează. Am pățit asta, e foarte interesant, e o palmă sănătoasă așa pe spate și hai, îndreaptă-te și dă-i înainte, că nu merge ideea asta, fă altceva. Dar pregătește-te și să nu meargă din prima. Pentru că iarăși, cred că e o eroare care o fac mulți, se gândesc că prima idee care au, pac, o să rupă tot și o să meargă. Mă, nu o să meargă din prima, pe bune. No. Sau s-ar putea să nu meargă exact așa cum vrei tu, ci să fie nevoie de niște pivotări, de niște modificări. Așteaptă-te la ele. În experiență, un an am scris pe un site în engleză și am scris vreo 150 de articole și n-au mers. N-am avut public, n-am prins. Și e normal. Adică da. Eu am început cu un eșec și m-a învățat o lecție importantă. Corect. Și uite ce zice Aja România și mulțumesc pentru comentariu. Tinerii din ziua de azi așteaptă rețete. Explicați-le că nu există doar principii. Da, da, așa e, corect. Foarte bună observația. Nu există rețete ca la bucătărie, nu? Ca la bucătărie, ca la MasterChef, da? Nu există, din păcate. Există principii, există strategii care aplicate pas cu pas și respectate îți duc șansele de a avea succes aproape de 100%. Mai depinde foarte mult de felul în care execuți, de mesajul pe care l-ai și așa mai departe. Dar nu există rețete. Cine crede că poate să ia, să ia o fisă și să o pună undeva ca într-un tonomat și să curgă ideea de afaceri, greșește. Pentru că la un moment dat tonomatul o să fie gol. Nu mai vin afaceri, nu mai vin bani din ideea aia. Că toată lumea ar face același lucru. Nu? Și ar fi foarte simplu. Bun. Deci dacă vreau să rămâneți oameni buni cu ceva din emisiunea de astăzi, pentru că ne-am depășit timp așa, stilul nostru, dar ne place să vorbim. Asta și 10 ore, da. Simona, ultima întrebare. Cum faci cu domeniul pentru site? Să poți testa ideea de afaceri. Domeniul pentru site nu e atât de important pe cât am putea crede, sincer. Gândește-te că ce îți spune Google, de exemplu? Nimic. Ce ți-ar spune Bosch? Acum îți spune ceva. Dar dacă acum 150 de ani auzeai Bosch.ro, nu spunea nimica. E vorba de creșterea unui brand. Așa cum comentează Casa Foca și mulțumesc de comentariu, e vorba încet, încet îți crești brandul. Cuvintele cheie pe care se baza SEO multă vreme, nu o să mai meargă mult timp. E vorba să-ți crești un brand încet, încet. Și brandul ăsta ți-l crești dându-le valoare oamenilor care te urmăresc. Pas cu pas. Deci domeniul pe care îl cauți pentru site-ul tău, deci www.domeniul-tău.ro, gândește să fie ușor de pronunțat, ușor de ținut minte ca idee, dar nu te stresa să fie ceva, mamă, domeniul perfect, nu este domeniul perfect. Iarăși, nu există rețeta perfectă. Aș putea să zic să ai un domeniu dintr-un cuvânt, să n-aibă mai mult de 7 litere, să n-aibă bullshit, ar fi numai așa să umplu și eu timpul. Nu o să te ajute chestia asta. Te ajută să construiești un brand, pas cu pas. Ok, dacă vreau să rămânesc cu ceva oameni buni, fiindcă timpul a expirat și trebuie să mergeți la masă și puteți să ne aplaudați în continuare, să ajutați și pe Cristi să ajungă și el la 2180 ca mine, fiindcă a rămas un pic în urmă. Bun, să rămâneți cu o idee. Căutați ideea de business în voi, căutați ideea de business împreună cu alții, nu uitați să începeți, nu uitați să testați, să vă așteptați și la eșecuri pentru că o să vină, dar să nu uitați că la capătul tunelului este succesul. Oamenii care au succes au încercat tot timpul, s-au reînnoit, s-au adaptat. Uitați-vă la Madonna, de exemplu, că vine un exemplu, o persoană care a fi zis că a găsit succesul și după aia l-a pierdut, s-a readaptat, nu a rămas niciodată culcată lată când lucrurile nu mergeau bine, când un lucru a mers, tot timpul a găsit ceva nou. La fel trebuie să faceți și voi, să aveți în voi tăria aia de Duracell, bateriile alea tari, să vă ridicați în picioare când lucrurile nu merg și să-i dați înainte. Acestea fiind spuse, încheie emisiunea de astăzi.
Vă mulțumesc că ați venit. Mă uitam un pic la ceas, e 12:10, deci cafeaua puteți să o beți din partea mea, cum ar veni la, o plătim la noi, figurat. O plătim noi, așa. Ne vedem după sărbători, deci săptămâna viitoare și cealaltă. Nu o să fie emisiune, va fi din în săptămâna 4-8 ianuarie. O să venim din nou pentru că luăm pauză, ne reîncărcăm și noi bateriile. Îl căutăm pe Moș Crăciun, pe Horn, pe unde mai vine el, pe Gaura Chei. Până atunci, dragilor, vă mulțumesc frumos că ați venit. Sper că ați luat informații interesante. Mă bucur că Cristi a acceptat invitația mea. Mulțumesc și că ajungi și el la 2492 de aplauze. Mai dați-i câteva, hai mai dați-i câteva ca să treacă așa. Vă doresc Crăciun fericit și spor la vânzări online. Sărbători fericite și mersi mult, Cristi. Mersi frumos. Pa, pa. Mersi. V-am pupat. V-am pupat pe toți. Pa, pa.